Povestea asta nu s-a întâmplat chiar pe vremea când se potcoveau puricii, ci mult mai aproape, când puricii au devenit tare nesuferiți. Iar eu vă doresc, copii, să n-aveți de-a face cu ei. Ci că nu departe de casa caprei cu trei iezi, își avea casa un ied cu trei capre. Era un ied ca toți iezii, nici mai mare, nici mai mic, nici mai frumos, nici mai urât. Cum s-ar spune, nici prea prea, nici foarte foarte. Numai că el, în loc de o capră, avea trei. O capră mamă, o capră mătușă, o capră bunică. Grozav de bine o mai ducea iedul. Ce să vă spun, copii, pe mine dacă m-ar lăsa să stau măcar o zi în casa aceea, nu mi-ar mai trebui nimic. M-aș lipsi bucuros și de guturai. Și voi știți doar ce bine e să ai guturai. Stai în casă, bei ceai, toată lumea te întreabă cum te mai simți. În sfârșit, e strașnic, da. Ei bine, eu m-aș lipsi fără pic de amărăciune până și de guturai, numai să pot trăi o zi așa cum trăia iedul cu trei capre. Mamă, măiculiță, ce mai trai! Dimineața, nici nu apuca bine iedul să deschidă ochii, că și începea să poruncească. Capră mamă! Spune, fiul meu iubit. Îmbracă-mă, nu pot singur! Capra mamă nu aștepta să-i se spună de două ori. Se apleca să-i caute opincile sub pat, se urca pe dulap să-i găsească nădragii și se băga după cuptor să-i găsească cămășuica. De, iedul nu obișnuia ca voi să folosească spătarul scaunului ori cuierul. Își arunca hainele pe unde nimerea. Capra mamă îi aduna straiele și se căznea să-l îmbrace. Îi lega opincile, of, îi trăgea nădragii și cămeșuica, vai! Și îi înfășura brâul. Uf. Când se vedea îmbrăcat, iedul iarăși poruncea. Mătușă capră! Spune, nepoțelul meu drag. Ospătează-mă, nu pot singur. Fără să mai zăbovească, mătușa capră se repezea la bucătărie, turna într-o ulcică lapte dulce, așeza într-o strachină mămăliguță caldă, apoi punea ulcica și strachina pe un ștergar și le aducea fuguța la patul ieduțului. Îi rupea mătușa capră din mămăliguță și îndesa în gura iedului. Și ține mătușa capră ulcica la gură să soarbă iedul laptele. Și uite așa până îi sprăvea iedul toată mămăliguța din strachină și tot laptele din ulcică. Ba, îi mai aducea mătușa capră și câte o plăcintă, că era mare meșter la copt, iar iedul mare meșter la înghițit. Zburda iedul toată ziulica pe afară, iar seara când se întorcea acasă, se întindea pe pat și poruncea. Capră bunică! Spune, nepoțelul meu scump. Adoarme, mă, nu pot singur. Cât ai clipit? Capra bunică venea lângă ied și se pornea să-i cânte și să legene. Nani, 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 coboară somn pe scara ta nevăzută. Nani, 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 și oprește-te somn pe ochii nepoțelului meu. Nani, nani, nani. Hei, așa trai ca al iedului, mai zic și eu. Capră mamă, îmbracă-mă, mătușă capră, ospătează-mă, capră bunica, doarme-mă, nu pot singur. Și capra mamă, și mătușa capră, și capra bunică lăsau toate treburile și veneau fără zăbavă la porunca iedului. Lăsa capra mamă rufele în albie. Abia avea răgaz să-și usuce mâinile, dar venea într-un suflet să-l îmbrace pe ied. Lăsa mătușa capră cămașa necârpită. În grabă se înțepa la un deget, dar alerga să-l ospăteze pe ied. Lăsa capra bunică fusul. În fugă scăpa ochelarii și le spărgea sticlele, dar nu întârzia să-l adoarmă și să-l legene pe ied. Capră bunica, doarme-mă, mătușă capră, ospătează-mă, capră mamă, îmbracă-mă, nu pot singur. Așa viață, să tot trăiești 100 de ani și încă ai zice că n-ai trăit destul. Dar într-o seară, capra bunică îl adormi pe ied. Când?
bătu la poartă vecina, capra cu trei iezi. Scumpele mele surate, le zise ea caprei mamă, mătușei capre și caprei bunice, după ce trecu pragul. Am intrat cu o mare rugăminte în casa suratelor voastre. Mâine seară mi se însoară iedul cel mare. Ia de nevastă o iadă, așezată și harnică, nu ca altele care... Dar ce să mai lungim vorba, tare aș vrea să le pregătesc un ospăț să-i se ducă vestea. Mă rog, domniilor voastre, fiți bune și poftiți mâine la mine să-mi ajutați la învelitul sărmăluțelor, la împletitul colacilor, ori la ce mai fi trebuință. O să vă mulțumesc și o să vă răsplătesc, așezându-vă în capul mesei, ca pe cei mai de seamă oaspeți. Vă învoiți? Po, dar se poate să nu ne învoim? Mâine în zor suntem la dumneata, surato. Te ajutăm cu dragă inimă, îi răspunse capra mamă. Cât privește răsplata, de-o să ne așezi în capul mesei, cinstea ne-o fi prea mare. Și noi îți cerem să nu-ți mai bați capul cu asta. A doua zi dimineață, pe la ceasul când soarele încă se mai freca la ochi de somn, plecară cele trei capre ale iedului la vecina capră cu trei iezi. Mai târziu se trezi și iedul. După cum îi era obiceiul, strigă: Capră mamă, îmbracă-mă! Dar nimeni nu veni să-l îmbrace. Capra mamă, precum se știe, era plecată. Atunci iedul începu să se tăvălească prin pat și să urle ca vai de lume. Capră mamă, capră mamă, îmbracă-mă, nu pot singur! Vulpea, care tocmai trecea pe acolo și auzind urletele iedului, curioasă din fire, băgă capul pe geam ca să afle ce se întâmplă. Nu știu cum sunt toate vulpile, că n-am avut prilejul să fac cunoștință chiar cu toate, dar vulpea asta, pe lângă că era curioasă, mai era pe deasupra și tare hoață. Fura de stingea. Era atât de hoață încât prietenului meu, bursucul, neavând altceva ce să-i fure, i-a șterpelit darul de a scrie povești. Iar la judecată ce credeți că a spus hoața? Ci că nu i-a furat nimic, pentru că de fapt darul ăsta nu l-a avut niciodată prietenul meu. Nu mai striga atâta, ieduțule, îi vorbim mieros vulpea. Dacă nu poți să te îmbraci singur, te ajut eu. Aruncă-mi hainele și numai decât te îmbrac. Bucuros, iedul îi a zvârli opincile și nădragii și cămeșuica. Una câte una, vulpea le prinse, le vârâ într-un sac și pe-aci ție drumul. Fugi cu ele să le vândă la târg. Mare amărăciune-l cuprinse pe ied și multe lacrimi grele vărsă. Dar tot plângând și văicărindu-se, îl apucă foame și începu să strige: Mătușă capră, ospătează-mă! Dar nimeni nu veni să-l ospăteze și mătușa capră, precum se știe, era plecată. Se porni iar iedul să se tăvălească și să urle: Ospătează-mă, 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 nu pot singur! Când țipa el așa, trecu pe acolo ursul. Eu, copii, am văzut mulți urși în viața mea, unii mai mari, alții mai mici, alții de ciocolată, dar mâncăcios ca ursul ăsta n-am mai văzut. Mânca de rupea. Era atât de mâncăcios încât odată, nemai având ce înfuleca, și-a ronțăit propria coadă. Se zice că de atunci ursul n-ar mai avea coadă. Nu mai striga atâta, ieduțule, îl potoli ursul cu vocea lui groasă. Mai bine spune-mi unde e mâncarea, ca să te ajut eu. Mor, te ospătez pe cinste. De bună seamă că iedul îi spuse unde e mâncarea. Și ursul intră în bucătărie și începu să înfulece cât șapte. Înfulecă toată mămăliga, sorbi și ultimul strop de lapte, ba de lacom ce era, înghiți și cea unul cu făcălețul. Ați auzit, copii, de urși care se înghită ceaune și făcălețe? Pe cuvântul meu de cinste că eu n-am mai auzit.
Apoi, bineînțeles, ursul plecă, fără să-i mai dea iedului nici bună ziua. Abia acum iedul se puse și mai vârtos pe plâns. Și plângi, și plângi, răsuna casa de zbieretele lui. Vai, copii, oricât ați încercat, nu l-ați putea întrece, dar mai bine să nu încercați. Toată lumea însă știe că după plâns ți se face somn. Ori dacă cineva nu știe, află acum de la mine. Iedul început să strige. Capră bunică, adoarme-mă! Dar nimeni nu veni să-l adoarmă, căci și capra bunică, precum am mai spus, era plecată. Și din nou începu iedul să se tăvălească și să urle. Adoarme-mă, 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 nu pot singur! Lupul tocmai ieșea la plimbare. Se afla nu departe și l-a auzit pe ied strigând. Trebuie să vă spun, copii, că eu până acum, spre fericirea mea, nu m-am întâlnit cu niciun lup. Și că tot spre fericirea mea, nici nu-mi doresc să mă întâlnesc. Lupii de obicei nu prea știu de glumă, iar eu, din păcate, sunt mai glumeață. Lupul din povestea asta era tare rău. Nu numai că nu știa de glumă, dar nici măcar serios nu v-aș sfătui să stați de vorbă cu el. Nu mai striga atâta, ieduțule, glăsui răgușit lupul. Lasă că vin eu să te adorm. Intră lupul în casă, se așeză lângă ied, legănându-l și cântându-i. Nani, 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 nu mai cobori somn că nu-i nevoie. Nani, 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 am să-l mănânc pe iedul cel răsfățat, râzgâiat și alintat. Nani, nani, nani. Iedul se înspăimântă. Și nici eu nu pot să vă spun de unde mai găsi putere să se smulgă de lângă lup și să o rupă la fugă încotro vedea cu ochii. Se înapoie acasă, gol, flămând și ostenit, abia pe seară. Și cum intră pe ușă, zise: Capră mamă, mătușă capră, capră bunică, am să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, dar mai întâi să-mi caut niște haine ca să mă îmbrac și apoi să mănânc ceva, că tare mi-e foame. Se îmbrăcă iedul singur, mâncă ce mai găsi prin oale, dar înainte să-și înceapă povestea, a dormit buștean, singur. Dar vouă, copilaș, nu vă este somn? Mie de ce să vă mint, cam este. Noapte bună, dragii mei copii. Nani, 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 coboară somn pe genele copiilor. Nani, 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 dormiți copilași, dragii mei băieți și fetițe. Nani, 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 că iată s-a sfârșit povestea.